Vă reamintesc că avem o nouă creștere astăzi în ceea ce privește numărul cazurilor noi de coronavirus și un număr în creștere, evident, și al celor aflați la terapie intensivă. Mai precis, 1454 de noi îmbolnăviri în ultimele 24 de ore, 53 de decese în 24 de ore doar din cauza coronavirusului și 478 de pacienți în stare gravă la ATI, peste 20.000 de teste, într-adevăr, făcute. E, bineînțeles, în această perioadă o modă să faci tot felul de previziuni, tot felul de scenarii, pentru că urmează și o perioadă interesantă, sunt alegeri, ar trebui să înceapă școala și, bineînțeles, nu știm ce ne va aduce sezonul rece, care se va suprapune cu coronavirusul, cu răcelile de sezon, cu gripa obișnuită sezonieră. Ei, și de asta avem foarte multe scenarii. Cel mai recent scenariu, potrivit căruia peste o lună în România ar putea fi peste 2800 de noi cazuri de COVID-19 pe zi, media de decese zilnice să depășească 70. O spune însă și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat. Asta se întâmplă cu o lună, așadar, înainte de începerea anului școlar și de aceea încă nu se știe clar cum se vor desfășura cursurile. Cert este că ar trebui să aibă un rol important părinții. Ei să le ia temperatura a copiilor și să nu se mai facă această verificare a temperaturii înainte de a intra la clasă. Haideți să vedem care este declarația lui Raed Arafat și apoi discutăm cu invitații. Orice scenariu privind evoluția pandemică este făcut pe bază de calcule matematice, spune secretarul de stat Raed Arafat. Și orice scenariu poate să devină adevărat dacă nu se iau măsuri. Sunt aspecte care noi trebuie să le înțelegem. Este în final secretul luptei cu această pandemie. Vedem că în lume numărul crește. Deci deja suntem la peste 20 de milioane, dacă nu mă înșel. Ultimele 3 milioane sau 4 milioane sau milionul s-a făcut în 4 zile. Reacția oficialului vine ca urmare a unei prognoze îngrijorătoare făcute de specialiștii în sănătate publică. Peste o lună, în România ar putea fi peste 2800 de noi cazuri de COVID-19 pe zi, dacă tendința actuală se menține. Secțiile de terapie intensivă ar putea fi ocupate la capacitate maximă. În plus, numărul zilnic de decese ar putea depăși 70. Concret, potrivit unei simulări făcute de Institutul Național de Sănătate Publică, numărul zilnic de cazuri noi ar putea fi de 2830, numărul de pacienți aflați la terapie intensivă ar ajunge la 825, iar la nivelul tuturor spitalelor am avea internați 14.000 de pacienți. Și tot pe 8 septembrie am avea peste 52.000 de cazuri active. În lipsa unui vaccin și a unui tratament ușor accesibil, singura soluție rămâne prevenirea îmbolnăvirii. De ce ne teamă nouă? Totuși, există limite ale sistemului. Deci, șansa noastră este să nu ajungem să ducem sistemul la un stres maxim și să păstrăm sistemul totuși cât mai posibil, să zicem, cu capacități de rezervă rămase și posibile să fie folosite. Dacă ajung să am toate paturile de terapie intensivă ocupate, vom ajunge la poveștile adevărate care le-am auzit din alte părți, în care doi bolnavi pe un ventilator sau să alegi între un bolnav și altul pe cine îl intubezi, pe cine îl ventilezi. Noi nu vrem să ajungem la asta. Raed Arafat a mai anunțat că la 1000 de cazuri pe zi, 50 ajung la terapie intensivă. De asemenea, zonele cu peste 100 de cazuri de îmbolnăviri la 100.000 de locuitori pot fi carantinate, conform secretarului de stat. Cât privește debutul anului școlar, luna septembrie este o lună care are mai multe hopuri și riscuri. Nu există risc zero. Noi nu putem avea risc zero și nici școala nu poate să fie cu risc zero. Noi ce trebuie să încercăm să facem, ca să trăim o viață cât mai aproape de normal, să reducem acest risc la cât de mult putem. Dacă riscul e 50%, noi să reducem la 5% dacă putem. Altfel, să închizi școlile și să nu permiți copiilor să facă școală, să se educe, înseamnă că ei pierd un an sau chiar perioada mai lungă din viața lor. Nu știu dacă România este pregătită să ducă pregătirea și educația copiilor numai pe sisteme online.
Da, vă reamintesc că alături de noi Ecaterina Andronescu, fostă ministru al educației, în legătură telefonică directă, de asemenea Cătălina Antohe în platou și Viorel Badea de la PNL și Bogdan Cotigă de la Alianța București 2020 alături de noi prin Skype. Spunea ceva mai devreme doamna Andronescu despre faptul că se suprapun, da, două chestiuni importante. Școala și alegerile ar trebui să le privim așadar împreună, pentru că se vor desfășura evident în aceleași spații. Alegeri desfășurate în corturi, afară, în aer liber, ar putea fi asta o soluție, poate? Doamna Drăguță. În orice caz, stimată doamnă, nu putem să facem alegeri pe 27 septembrie până la miezul nopții și a doua zi să aducem copiii în aceleași fel de clase. Exclud o asemenea variantă. Ca urmare ar fi trebuit cei care sunt decidenți în acest moment să-și ia măsurile necesare. La un moment dat ați întrebat ce aș fi făcut eu. Dați-mi voi în câteva cuvinte să spun. Chiar înainte de suspendarea cursurilor, pentru că era previzibil, cel puțin cu o săptămână, două înainte, aș fi încercat să elaborez o metodologie cu pașii ce trebuie urmați pentru o asemenea situație. Dacă vă aduceți aminte, o lună de zile nu s-a făcut școală în preuniversitară. Abia după o lună s-a luat decizia să se treacă în online. M-aș fi asigurat că există mijloace să rezolvăm această problemă a cursurilor în online. Atunci când am avut situația de urgență, nu se putea face altfel. Apoi, aș fi decis mai devreme decât acum. Acum suntem în ceasul 25. Printr-un act normativ, care sunt competențele autorităților locale și care sunt resursele de care ei au nevoie pentru aceste competențe care se transmit de la nivel central pentru învățământul preuniversitar. Și sigur, ghidul acesta cu măsuri minimale de sănătate, pentru că până acum n-am auzit decât spălat pe mâini, distanțare și mască. De ce nu de la nivel central, pentru că există acest dialog între miniștrii de resort și miniștrii din același domeniu din statele europene, un dialog ne-ar fi dus în situația să luăm măsuri similare. Astăzi, de exemplu, școlile în Germania au început. Școlile primare au început la clasă, fără îndoială, fără niciun fel de mască sau de alte măsuri, sigur, cu dezinfectanții respectiv, inclusiv în sălile de clasă. Cei din învățământul gimnazial au început și îi obligă să poarte mască și, sigur, ca să poți să le asiguri mască, trebuie să ai timp să achiziționezi aceste măști. Deci pe cei din gimnaziu și din liceu îi obligă să poarte mască. S-au mai luat niște măsuri care, după părerea mea, putem să le luăm și noi fără eforturi suplimentare. Și anume să gândim programul școlar în așa fel încât pauzele să nu fie la aceeași oră pentru toți copiii, să evităm aglomerările care se realizează de regulă în școli în timpul pauzelor. Deci sunt niște măsuri care ar fi trebuit să fie luate și stabilite responsabilități pentru directorii de școli și consiliile de administrație și consiliile profesorale ale școlilor, pentru inspectoratele școlare și pentru autoritățile locale. V-aș întreba? Că altfel, da. Toată lumea o să facă după ureche sau după ce se gândește respectiva persoană că e bine sau nu. V-aș întreba, domnule Badea, în condițiile acestea, există foarte mulți părinți pe care îi vedem pe rețelele sociale, cărora le este frică să-și dea copiii la școală. Da? Ce veți face cu ei? Începe școala. Oamenilor le este frică să-și ducă, să-i ducă pe cei mici la școală. Veți putea asigura pentru ei o variantă alternativă? Pentru că, până la urmă, dacă veți avea mai puțini oameni într-o clasă, ar fi un lucru bun, ar fi un avantaj de aici. Haideți să vedem și partea bună din faptul că vor fi mai puțini copii la clasă. Da, practic, dacă nu mă înșel, de o săptămână cel puțin, se vorbește de cele trei opțiuni de studiu în funcție de evoluția epidemică pe fiecare zonă, pe fiecare oraș, chiar pe fiecare localitate.
Bineînțeles că sunt copii care vor putea participa online. S-a discutat deja de chestiunea aceasta, dar, repet, în funcție de cum a evoluat epidemia în fiecare zonă, trebuie să mergem pas cu pas, să facem analizele necesare pe fiecare regiune, pe fiecare localitate chiar, și în funcție de modul în care evoluează epidemia, se va aplica unul dintre cele... Domnule Badea, nu spuneți nimic nou. Sincer, da, evident că în funcție de cum... individual pe fiecare școală. Există pe fiecare zonă, a spus și președintele României chestia asta. Deci, mi-a spus întrebarea, v-am răspuns. Cătălina Antohe, o întrebare pentru doamna ministru, vă rog. Epidemia, în funcție de atât mod, da. O întrebare din partea lui Cătălina Antohe pentru doamna Andronescu, vă rog. Bună ziua, doamna ministru. Cred că ar mai trebui ridicat o problemă și dumneavoastră sunteți cea mai în măsură să vorbiți. Văd că nu vorbește nimeni despre cadrele didactice, cele care se află în... Și pentru cadrele didactice se impun măsuri de protecție. Da. Altfel nu putem să trimitem copiii la școală și să-i lăsăm singuri. Da, ele trebuie testate în mod regulat, deoarece tocmai ele pot îmbolnăvi copiii. Este problema apoi, se spune despre cei mici, că într-adevăr au o contagiozitate foarte mare. Apoi cadrele didactice se pot îmbolnăvi, pot duce la rândul lor în familie. Spuneți exemplul Germaniei. Până să ajungă Germania să redeschidă astăzi, să ne amintim ce s-a întâmplat prima oară cu Germania, când n-au avut măsurile puse la punct, ce val al îmbolnăvirilor am avut și acolo. Și o închidere a școlilor după două zile de la redeschidere. Exact. Da, din păcate nu ne putem mulțumi, doar vom analiza, vom discuta, vom lua măsuri. Trebuiau deja luate. Bun, Bogdan Cotigă, în perioada aceea, 27, da, se presupune că vor fi alegeri, 27 septembrie. Școala ar trebui să înceapă pe 14. O observație din partea doamnei Andronescu în legătură cu faptul că duminică seara se încheie procesul electoral și luni dimineața ar trebui să vină copiii la ore, nu-i așa, în același spațiu prin care a trecut toată lumea. Și poate că aici ar fi necesare niște reguli. Testarea celor care sunt în secțiile de, celor care se ocupă de membrii comisiilor de vot, da? Cum, așa sunt numiți ei, nu, Cătălin? Testarea pentru aceste categorii cu două zile înainte. Alte măsuri, de exemplu, organizarea în curtea școlii, într-un cort, în aer liber, nu în interior. Poate că astea ar fi niște soluții. Cum vezi tu lucrurile? Păi, depinde despre ce vorbim. Dacă vorbim despre impactul pe care îl are acest proces electoral asupra... Da, din păcate s-a întrerupt această legătură. Te rog, Cătălin. Da, deci e foarte important ceea ce a spus mai devreme. Avem 18.748 de secții de votare. Aceasta înseamnă, înmulțind cu 9, 168.732 de oameni care stau de dimineață până noaptea în același spațiu. În primul rând, trebuie să ne asigurăm tocmai că acei oameni sunt sănătoși. Apoi, restul de proceduri. Se mânează câte o ștampilă la fiecare alegător în parte. Se ia buletinul, se notează datele, se dă buletinul. Se dă câte un pix de regulă cu care să semneze. Da. Același detalii pix care contează, sunt detalii care contează foarte, foarte mult. Apoi, avem 30.000 de bolnavi activi în momentul acesta. Potrivit a ceea ce spunea domnul Musta, pot fi de 10 ori mai mulți real purtători de coronavirus. 300.000. Dacă din 18.000 de secții, în 5.000 de oameni avem câte un asimptomatic, ce ne facem? Da? Apoi avem traseele. În fiecare școală sunt 10 sau 12 săli de clasă în care sunt secții de votare. Cum faci traseile cu oamenii să nu se înghețe, să nu stea unul lângă altul? Cine supraveghează? Și cum facem mediul rural, unde ai spații mult mai mici? Nu, la rural să știți că nu este problema, dacă îmi permiteți mie să intervin, pentru că școlile s-au depopulat și acolo se poate asigura distanțarea. Da, poate acolo chiar să fie mai puțină lume. Da, Bogdan Cotigă, s-a întrerupt, ascultam răspunsul tău și s-a întrerupt, te rog. Deci, eu, în general, nu-mi place să cred în versiuni sau variante fanteziste de a face aceste lucruri. Eu am văzut în practic ce se întâmplă de-a lungul timpului, mai ales în situații de genul ăsta. Eu vreau să vă spun un lucru. Singura variantă prin care poți să faci cât de cât cursuri și să fie față în față, este ca toată lumea să poarte mască.
pentru mine alte tipuri de măsuri sunt măsuri care nu vor îmbunătăți semnificativ situația. Copiii nu pot fi controlați să nu interacționeze unii cu alții, în pauze, între ei, în ore, își transferă tot felul de obiecte, de lucruri. Deci este o chestiune. În schimb, pot fi controlați ca în permanență să poarte mască. Pentru că există cadre didactice, există un personal cât de cât al școlii, da? Asta ar fi o chestiune. În al doilea rând, relația între ce se întâmplă la lege. Păi, haideți să fim serioși. Eu candidez acolo la Popești de Ordeni într-o comună, vorba bine, am zis comună pentru că așa mi se pare că arată momentan, în orașul Popești de Ordeni. Eu, dacă aș fi primarul unui orășel, în primul rând aș ieși în întâmpinarea acestei situații. Adică eu nu vreau ca cei care învață în școlile pe care eu le administrez, vreau să fie sănătoși. Adică, dacă eu știu că am alegeri duminică, nu e logic ca după momentul în care se finalizează procedura, eu să am pregătit o echipă care să-mi igienizeze școala. Da. Adică lucrurile astea... Dacă nu, trebuie igienizată trei zile la rând, mă scuzați, domnul Fotiga. Trei zile la rând trebuie igienizate în cazul atunci, în care s-a descoperit problema. Guvernul decide să înceapă școala după alegeri miercuri și în alea trei zile eu sunt pregătit. Dar nu trebuie să vină, cred eu, guvernul și să-mi spună, să dea o întreagă metodologie și să stea și să o aprobe și așa mai departe, când pur și simplu eu trebuie să fiu pregătit, pentru că pe mine mă interesează să n-am populația bolnavă. Adică asta este un lucru foarte clar. Iar așa cum primăriile, în primul val, ca să spun așa, al COVID-ului, da, au făcut lucrul ăsta, cel puțin, adică au igienizat atunci când, de fapt, s-au și închis școlile și a fost... Se poate face și în această chestiune. În această situație. Într-adevăr, sunt termenele foarte scurte. Într-adevăr, unii nu vor face chestiunea asta. Dar vor fi sancționați cumva de populație. Adică lucrurile, în primul rând, pentru că copiii nu o să mai ajungă la școală dacă știu că școala e neigienizată. Părinții lasă acasă. Nici părinții nu vor avea curajul să-i trimită la școală. Corect. Revenim în câteva momente la discuția noastră. În aceleași spații, pentru că se va vota tot în școli și sunt foarte multe chestiuni. Vorbeam cu Cătălina Antohe despre toate acele detalii, despre pixul cu care semnezi, da? Despre buletinul de vot propriu-zis pe care l-a atins o persoană bolnavă de COVID. Cartea de identitate. Cartea de identitate, exact. Adică sunt în fiecare secție sunt 9 oameni, cu tot cu reprezentanții partidelor. Va fi destul de complicat, domnule Badea, la toate aceste mici detalii, cum veți proceda? De exemplu, cum vor vota persoanele care au fost confirmate cu coronavirus? S-a luat în calcul această posibilitate, urnă mobilă? Cum se va face votul în cazul lor? Guvernul lucrează în momentul acesta la un proiect pentru alegerile locale, din câte a spus premierul României și a repetat și președintele. Se lucrează la un proiect care după aceea va fi pus în consultarea tuturor partidelor politice, urmând ca la final, în urma acestei consultări, să se creeze câteva reguli care vor fi respectate de toți cei care vor fi în secție de votare sau care vor veni să voteze. Cum credeți dumneavoastră că ar putea să se rezolve această chestiune? Poate, nu știu, o amânare a alegerilor. Mulți vorbesc și despre asta. Ei, nu chiar. Nu e nevoie. Exact ca în Polonia. S-a mai votat în Europa și în Polonia și în Ucraina. Chiar și în Franța s-a votat în perioada de pandemie. Important este ca regulile care sunt transmise să fie asumate în tocmai de toți participanții la procesul electoral. Fie că e vorba de cei care votează, fie că e vorba de membrii comisiilor de votare. Nu cred că este un capăt de țară. Deja alegerile locale s-au mai prelungit odată. Important este ca acest proces electoral esențial pentru societatea românească să se desfășoare în condiții de siguranță, respectându-se regulile sanitare, pentru a putea, într-adevăr, cei care vor câștiga alegerile să aibă o legitimitate solidă pentru a putea să intre în lupta cu pandemia pe viitor. Este o întrebare din partea lui Cătălina Antohe. O să te rog pe scurt, Cătălina, da. O întrebare pentru domnul Badea? Pentru domnul Badea. Domnul Badea, credeți că va trebui să fie câte o urnă de votare pentru fiecare secție în care sunt infectați în parte oameni cu COVID? Pentru fiecare secție în parte.
Pentru că avem o problemă. O ună mobilă, adică? O ună mobilă care să fie dedicată și numărată strict de acolo, numărate voturile. Celor care... Aveți dreptate, în mod normal ar trebui să existe o ună mobilă, la fel cum există la persoanele... Urnă mobilă există, vreau să spun una specială pentru cei cu COVID. Urnă mobilă există. Repet. Dar nu poți să te duci în secția de infectați cu COVID cu urna mobilă și da, apoi să trebuie să se ducă sănătoși. Cineva da? Special îmbrăcat, da, echipat acasă la omul respectiv, acel buletin să fie... Cum se asigură secretul votului? Da, secretul votului e... Iată, până la urmă vorbim despre niște detalii care în anii trecuți la alte alegeri nu ar fi contat nimeni să gândească. Vom avea infectați cu COVID la sfârșitul anului viitor. Asta înseamnă că nu vom mai organiza alegeri până la sfârșitul anului viitor? Nu, cum aduci voturile în secție. Eu cred că ar trebui să existe măsuri de protecție sanitară, la fel cum un medic are acces într-un salon cu infectați COVID, la fel, în aceleași măsuri ar putea fi aplicate cuiva care se deplasează cu o mobilă. Vor fi oameni de la DSP? Să fie oameni de la DSP? Dacă e vorba de oameni care sunt pacienți care sunt intubați, ei nu votează nici la alegerile normale, că nu pot vota dacă sunt intubați. Nu vorbim de intubați, ci de cei infectați. De cei care sunt în izolare sau în carantină și sunt destul de multe persoane în această situație în continuare. Sigur, când au fost oameni izolați și în carantină, li s-a dus mâncare, nu? Câte aminte, la centrele de carantinare. Da, dar nu s-a intrat în casă. Aici trebuie să-i dai buletinul, să fii sigur că votează independent, da, să iei buletinul. Pune mâna pe buletin, cum îl dezinfectezi. Să-i notezi datele, da. Să verifici identitatea. E o bătaie de cap care nu exista până acum. Asta e. Nu exista, dar datoria noastră este să ne adaptăm la toate aceste condiții speciale. Asta este datoria, să creăm reguli împreună cu celelalte partide politice care să ne poată permite desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale. Continuăm discuția noastră după publicitate, concluzii, practic, la discuția pe care o avem acum în câteva momente. Și cu începerea școlii și cu alegerile de pe 27 septembrie, noi am discutat despre câteva lucruri care poate pot să le scapă autorităților. Bună oară, cum dezinfectezi pixurile pe care le folosești la alegeri? Cum te duci cu urna mobilă la o persoană care este infectată cu coronavirus și care se află în izolare la domiciliu sau în carantină? Bogdan Cotigă, nu știu dacă s-au gândit la toate aceste lucruri. Cert este că e poate cea mai complicată rundă de alegeri locale care s-au desfășurat vreodată în România. Da, e complicată, dar aș vrea să fac o paralelă. Eu cred că ștampila de la aceste alegeri va fi noua linguriță de împărtășanii. Pentru că exact asta cred că se va întâmpla. Gândiți-vă că toată lumea poate să aibă un pic da, la el, dar acea ștampilă, știți foarte bine, sunt câteva ștampile pe toată secția de vot. Nu cred că ne putem feri în totalitate de acest virus și eu nu am crezut niciodată că autoritățile sunt pregătite pentru a face lucrurile corect și cum trebuie. Lasă să mai adaugă și populația care are un anumit nivel de teamă de acest virus. Gândiți-vă, dacă acest virus avea o rată de mortalitate mult mai mare, credeți-mă că era o mare tragedie, adică lumea nu mai reacționa așa cum reacționează acum și poate nici autoritățile. Evident, eu vreau să vă întreb un singur lucru, sau poate dumneavoastră să-mi răspundeți, sau altcineva care participă la emisiune. Credeți că autoritățile, de la momentul în care chestiunea aceasta cu pandemia a devenit serioasă de-a dreptul, nu aveau timp să pregătească un sistem, măcar pentru aceste alegeri și pentru următoarele, un sistem online în care să se aplice la cei care puteau vota online? Da, era o discuție încă dinainte de aceste alegeri și a fost lăsată baltă, ca să spun așa, tocmai pentru că nu oferea o siguranță necesară în procesului de vot. Pe de altă parte, așa cum spunea și domnul Badea, s-au desfășurat alegeri și în alte state, așa cum s-au desfășurat și în Polonia, de exemplu, de curând, putem să ne gândim că se vor desfășura și la noi. Doamna senator, deci... Uitați-vă, dacă îmi permiteți, mă rog. Eu
gândesc așa că principalul obiectiv al nostru este să conservăm viața, să nu expunem oamenii și să ne trezim că am făcut alegeri și nu mai reușim să-i înmormântăm pe decedați. Asta ar fi cel mai mare dezastru pe care, cu bună știință, l-am acceptat. De aceea, din punctul meu de vedere, eu cred că președintele, care are acest rol fantastic de a fi mediator în societate, ar trebui să invite la Cotroceni liderii celorlalte partide cu datele pe masă, că eu am impresia că nu avem acces la toate informațiile pe care aceste autorități le-ar putea avea, în așa fel încât decizia să poată fi argumentată. Și să nu uităm că nimic nu este mai important decât viața unui om. Corect. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Le mulțumesc, bineînțeles, tuturor invitaților. Îți mulțumesc, Cătălin Antohie, că ai fost în platou. Punem punct aici discuției. Știri de la Fix cu Gențian. Acum ne revedem la 16.